Cantina Săracilor din Ploiești nu mai face față solicitărilor. Numărul săracilor depășește posibilitățile administrației, pe listele de așteptare aflându-se câteva sute de oameni care așteaptă să primească alimente. Din fericire pentru aceștia, un om cu suflet din oraș s-a oferit să le asigure o masă pe zi. De fericire, acesta este bugetul pe care ni-l permitem actualmente, însă alte 300 de persoane sunt pe lista de așteptare. Din aceste 300 de persoane, 203 persoane s-au înscris la o persoană fizică care poate să asigure aceste porții. În momentul de față, 1200 de asistați social mănâncă la cantina de ajutor social. Acestora li se adaugă cele câteva zeci de persoane cazate în adăpostul de noapte din sudul orașului. Persoanele fără locuință beneficiază din partea autorităților locale de un bon valoric de 6 lei, în schimbul căruia primesc o masă caldă.